Deci hai să revenim la subiectul la care e mediatizat acum pe Facebook, pe aici că primit niște comentarii, știi, de la adresa mea, că spune cineva, băi, pane, mergi la medic până nu e Petre. Știi, acum... probabil... respectiv... mă consider un... debil mental. Nu că n-aș fi, da. E, într-o situație în care toți suntem debil mentali, nu cred că sunt eu singur. Așa că hai să luăm ca la tare, așa de zi. În opinia mea, dacă fac un calcul, la persoanele care le pot pe internet, că se pozează, se văd că, știi, nu vreau să dau nume, că aș fi așa, dar mă uit și văd anumite persoane care nu-și văd nu lung un astfel nimic să comenteze de mine. Eu zic că înainte să comenteze în mine, să te uiți în bine la tine, că... Am atât cazul care... Și acum să te spun ce am văzut la... zice că ai sunt de dreptate opinii publice că eu aș fi fost internat pe la Gurebuța. Așa, nu? Am fost internat la nebun. Hai să spun că ai revenit cu întrebarea că ce am făcut, cum am procedat sau cum. Pe cum să procedez? Cum aș proceda un om nebun, nu? Deci... m-am închis frumos acolo. Floricele, totul bine. Televizor. Am văzut niște prieteni care... de fapt am avut niște prieteni care... făceau baie la piscină, acolo la Nebun. Numai că nu exista apă. Acum... eu i-am spus să nu ia, că trebuie să... ar putea să nu fie apă. El a spus că nu, că are 4 metri și sare direct în cap. Zis și făcut. Seara, după duș, nu știu, probabil de apăsat pe cap. Ca un 10 metri ăsta, am zis că să fac o baie. Păi și n-avea jacuzzi acolo. El se gândea să facă totuși o baie în jacuzzi. Și zice, ia să vedem să fac o tumbă în bazin, în piscină ce era. De fapt, după aia vine partea a doua. Și îl văd pe respectivul că se urcă frumos la geam, deschide geam, zice că hai că ăsta vrea să totuși să facă aer în cam. Deci știi că el, de fapt, vrea să facă o tumbă
în bazin. Și eventual eu, în momentul ăla, mi-am dat seama că omul înțelege, da? Și n-a durat la secundă ghici, adică am văzut că zice, bă, care vrea să sară cu mine? Să stai, domnule, unde vezi tu apă, că nu, eu nu văd. Și eu, ca tot om acum, deci nu era apă, nu era nimic, era jos. Cimentă, te dai cu capul, te făceai acolo, îi rămânea creier. Dar nu că el, totuși, știi, bă, de unde vezi că vreau să mă arunc, e apă și... Îmi vine una. Cu tare. Dacă tu zici așa, ia zi-l până încoace. În momentul ăla au sesizat ăștia că o luase pe ulei. A venit cred că era medic de serviciu sau nu știu ce era, asistent de ăștia, proști de ăștia. Scuze că nu am vrut să zic proști. Așa să consideră ei. Așa am înțeles eu, adică nu... Și-l văd pe ăsta că vine pe șef sau nu știu ce era. Și spune lui respectivul care vrea să-și facă o tumbă sau nu știu ce acolo. Îi spune așa, mă, stai că piscina încă nu e renovată. E doar o folie și vezi că tu nu vezi bine și că nu știu ce. Dom'le, că vreau să fac o tumbă. Da, deci rămăsesem și eu ca tot omul fără cuvinte. Dacă s-a reat. După aia e bine ăsta cu șeful, cu doi cardini și zice, nu stai așa că nu vreau să-mi strici piscina, mă înțelegi că mâine, dacă ești cu minte, ți-aduce și apă. Și o să poți să-ți faci tumbe și baie și ce vrei tu? Să sare cu cap, să...